Dragi concetățeni ai acestei urbe, aș dori ca prin prezența voastră aici să se audă glasul milioanelor de oameni care în pământ odihnindu-se au păstrat cel mai sfânt lucru în care am crescut eu și voi, adică tata, mama și copiii puși la un loc, numit lucrul acesta sfânt, familie. Aș dori ca vorbele pe care le voi rosti să primească puterea voastră a celor care sunteți aici și prin voi puterea milioanelor de oameni care nu sunt aici, care să declare fără niciun fel de rezervă că strigătul sufletului nostru este de a ne dori pe pământul acesta să fim oameni. În autoritatea care decurge din aceste două lucruri pe care le-am precizat, aș dori să prezint în cuvintele mele două crezuri. Unu, cred în numele vostru și al strămoșilor mei că singurul care are autoritate administrativă asupra familiei este Dumnezeu. Și mai cred că singurul care are autoritate administrativă asupra familiei este tata și mama. Și nimeni în afară de aceștia n-au niciun drept asupra unei case. Și lucrul acesta să-l audă țara mea, Europa mea și lumea mea. Iar toate legile care dau putere administrativă asupra familiei, rețelelor de asistență socială, rețelelor de cabinete de conciliere, rețelelor de cabinete de psihologie, cărora le mulțumim pentru serviciile care le fac. Dar în același timp, toate legile care dau putere administrativă acestor rețele asupra familiei să fie schimbate. Dacă sunt tați sau mame care greșesc, să fie pedepsiți ei, nu copiii care să fie vitregiți de tată și de mamă. Iar cei care nu doresc să facă copii, să nu aștepte ca hienele copiii din pântecele femeilor noastre, ci să-și trăiască fericirea exact cum și-au ales-o. Iar neamul acesta de oameni din secolul 21, de oameni simpli, contribuabili, cu puținul sau multul lor la societatea aceasta, să fie respectați. În al doilea rând, în numele vostru și al strămoșilor mei, cred că la fel de mult, cel puțin, trebuie să se discute și de drepturile celor mulți, nu doar de drepturile celor puțini. Așadar, oamenii care își doresc să trăiască într-un alt fel de cuplu decât cel firesc al existenței noastre, le respectăm alegerea, dar să nu aștepte la ușa trupului soțiilor noastre copii pe care ei să ni crească, ci să-și trăiască fericirea exact cum și-o doresc ei. Și cer în numele vostru și al istoriei ca cei care au dreptul să hotărască să schimbe aceste legi care dă voie celor ce nu vor să aibă copii să crească copiii noștri. În numele acestei realități aș dori să mă asociez cu poetul George Coșbuc și să fac o asociere, dacă se poate, sau o analogie între strigătul lui "noi vrem pământ" și strigătul nostru "noi vrem drept la familia noastră". El spunea statului de atunci sau lumii de atunci: ne-ați luat timpul, așa ne-au fost luat și astăzi. Suntem bărbați incapabili să ne mai ținem familia din cauza legilor care există. Ne-ați luat copiii, ne-ați luat fericirea, ne-ați luat totul. Și spunea George Coșbuc: măcar pământ lăsați-ne.
în această zi de manifestare și de protest, nu pentru cazul familiei Bodnariu, ci pentru legile care au adus această familie în situația aceasta. Nu pentru cazul acesta pe care vrem să-l salvăm, ci pentru familiile care sunt aici și neamul acesta de oameni care trebuie salvate. Vrem să spunem, să nu ajungem, cum a zis Coșbuc, să nu mai cerem familie, ci sânge. Pentru că atunci când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Stimate domnule președinte Iohannes, mă simt privilegiat să trăiesc contemporan cu mandatul domniei voastre. Și aș vrea să știți cu respectul pe care vi-l acord că România lucrului bine făcut este România familiilor în care există tată, mamă și copii. Și cine trece peste dreptul acesta sfânt al nostru, trece peste trupurile noastre. Și cum tatăl meu a suferit 8 ani și jumătate de închisoare pentru conștiința lui, la rândul meu, în calitate de profesor universitar și păstor, sunt dispus să plătesc cu viața dreptul copiilor mei, al nepoților mei și al strănepoților mei. Și doresc, dragi oameni, ca prezența voastră aici, în numele Dumnezeului nostru și al lumii în care trăim, să exprime aceeași dorință. Închei cu următoarele cuvinte. Vă rugăm din toată inima, domnule președinte, stimați senatori și parlamentari, dragă Europa, redați-ne dreptul de a fi oameni, care înseamnă tată, mamă și copii. Mulțumesc, mulțumesc. Peste acest drept sfânt, autoritate administrativă are doar Dumnezeu, tata și mama. Vă mulțumesc.